Da, bineînțeles, pentru noi e un meci de pregătire. Cred că a decurs foarte bine, cred că ne-am impus așa cum ar fi trebuit și cred că pe lângă asta am oferit și un spectacol frumos. Contează să împingi Dinamo, o echipă cu tradiție? Da, bineînțeles. Bine, componența și faima Dinamo s-a schimbat puțin. Acum încep să investească în oameni foarte tineri și mă bucur de asta. Și sper ca jucătoarele noi și tinere care vin din spate să ajungă și la națională. Cum te simți tu? Ești la 100% din potențial, ești o piesă importantă în angrenajul echipei, urmează două partide foarte importante. Încerc să-mi revin în cel mai scurt timp posibil, încă lucrez pentru umăr, în urma accidentării pe care am suferit-o. Sper să revin în scurt timp la 100%. Vei juca? Nu pot să vă dezvălui. Cum s-a făcut astăzi colega ta mai tânăr, Francesca, a fost titular, a venit 16 ani. Da, mă bucur foarte mult. Avem doi oameni foarte tineri aici în echipă. Este vorba despre Ungureanu și despre Alupei, Francesca. Și mă bucur foarte mult să văd cât au progresat și că pot face față într-un meci de divizia fără niciun fel de problemă. Cum vezi aceste două partide din Liga Campionilor? Sunt decisive, vorbim, pentru calificarea în faza următoare. Sigur, sunt două meciuri foarte grele, inclusiv componența Chemic Poli s-a schimbat puțin. Avem încă un meci cu Fenerul destul de dificil. Știm foarte bine la ce nivel este Turcia, dar avem un meci de jucat și avem o șansă și încercăm să profităm de ea. Cum vezi meciul cu Chemic Poli din vedere tactică? Să câștigați acolo, se schimbă datele problemei acum? Da, cred că este foarte important să reușim să oprim falsul pe care l-au acum pe Popovici. Cred că ea este piesa cea mai importantă a lor în momentul de față și cam asta ar fi soluția.